Bună ziua, putem începe? Bună ziua, mă numesc Radu Marian, sunt președinte al Comisiei Economiei, Buget și Finanțe. Vă anunț că împreună cu colegii mei, deputați PAS, Marina Morozova și Valentina Manic, am înregistrat un proiect de lege care va oferi Comisiei Naționale a Pieței Financiare, CNPF, atribuții pentru protecția consumatorului de servicii financiare. Această inițiativă legislativă vine în contextul în care a fost în trecut adoptată o lege care stabilește trecerea, începând cu 1 iulie 2023, a domeniului de asigurări și cel de creditare nebancare sub reglementarea BNM. În acest moment, aceste sectoare încă se află sub supravegherea CNPF. De asemenea, CNPF se va ocupa de supravegherea platformelor de crowdfunding și deja prin acest proiect de lege de protecția consumatorilor de servicii financiare pe care le voi descrie mai jos. Am vrut să amintesc de asemenea că CNPF, ca și până acum, va avea sub supraveghere și piața de capital. Așadar, dacă să ne referim la protecția consumatorilor, cadrul actual de reglementare în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare este unul foarte fragmentat. Inspectoratul de Stat pentru Protecția Consumatorului, CNPF-ul, BNM-ul împart împreună o serie de atribuții în ceea ce privește protecția consumatorului, ceea ce creează confuzie pentru cetățeni, dar și companiile supravegheate, dar și multă ineficiență. Uneori, aceste responsabilități se pasează de la o instituție la alta. De asemenea, această situație creează cazuri în care nu e clar pentru consumatorul de servicii financiare la care instituție să se adreseze în cazul în care acesta crede că drepturile sale au fost încălcate. Din acest motiv venim cu această inițiativă legislativă care oferă CNPF-ului un mandat clar și bine definit de protecție a consumatorilor de servicii financiare, inclusiv servicii prestate de companii de pe piața de capital, asigurări, fond de pensii voluntare, organizații de creditare nebancare, bănci, prestatori de servicii de plată, case de schimb valutar și emitenți de monedă electronică. Odată adoptat acest proiect de lege, consumatorii ar trebui să se bucure de 1. Mai multă transparență a produselor financiare destinate consumatorilor. 2. Diminuare semnificativă a practicilor comerciale incorrecte și clauzelor abuzive în relațiile consumatorilor de servicii financiare, de exemplu, contractele de credit să fie mai transparente și să nu admită supraîndatorarea clienților prin anumite prevederi ascunse, și 3. Soluționarea eficientă a disputelor cu prestatorii de servicii financiare. Pentru a îndeplini acest mandat, CNPF urmează să preia anumite atribuții, cum ar fi monitorizarea corectitudinii, elaborării și aplicării reglementărilor interne ale companiilor, de exemplu, mecanismele de soluționare a reclamațiilor clienților, verificarea conformității privind dezvăluirea informațiilor și transparență pentru servicii financiare, examinarea reclamațiilor primite și, în ultimul rând, medierea litigiilor legate de contractele de servicii financiare cu consumatorii. Un alt aspect important introdus în acest proiect de lege este că CNPF va primi un mandat de implementare a programelor de educație financiară a populației. Sectorul financiar este unul fundamental pentru bunăstarea țării și este extrem de important ca statul să creeze programe și măsuri care să asigure un comportament responsabil atât a consumatorilor de servicii financiare, cât și a companiilor din domeniu. Mai ales în contextul în care piața serviciilor financiare este în continuă creștere. La final menționez că proiectul de lege va intra în vigoare la 1 iulie 2023. Asta este intenția autorilor și, desigur, va fi supus consultărilor publice până să fie propus pe adoptare în Parlament. Vă mulțumesc!